Stresul și statul acasă te-au făcut să mănânci mai mult. Este concluzia unui studiu Huawei și Ipsos care susține că 37% dintre români s-au îngrășat în timpul pandemiei. Media este de 7,4 kg. Narcis Lunceanu are 22 de ani și este student. Recunoaște că în ultimul an nu a fost deloc activ, iar cântarul i-a demonstrat asta. Mereu am fost un gurman și dacă ai întreba orice prieten de-ai mei, ți-aș spune că dacă iubești ceva cu adevărat, e mâncarea. Sport, tot așa, nu aș spune că fac foarte mult pentru că nu am când. Mai ales cu partea de pandemie și cu partea de facultate care cere foarte mult de la mine, sunt la mod ok, stau în banca mea. Potrivit studiului, 58% dintre români și-au petrecut mai mult timp în fața televizorului, 34% dintre ei au renunțat de tot la activitatea fizică, în timp ce 36% au început să mănânce mai mult. Din plictiseală, spun ei. Atunci când oamenii sunt sedentari, trebuie să evite sursele foarte dense de calorii, cum ar fi zahărul, cum ar fi făinoasele, cum ar fi prăjelile și uleiurile. Și atunci vor trebui să mănânce surse de proteine curate care susțin imunitatea, cum ar fi peștele, carnea slabă, lactatele slabe, împreună cu legume. Îți mai spun că în timpul pandemiei, unul din 7 lei cheltuiți de români în restaurante a mers către fast food-uri și șaormerii. Românii au cheltuit peste 2 miliarde de lei în restaurantele de tip fast food.